Îți cere permisiunea. Deci totul ce am discutat noi înainte de joc, practic pe primele 15-20 de minute am ținut minte, după care am făcut niște greșeli fundamentale care i-au ajutat pe cei pe gazde să înscrie. Deci chiar dacă a greșit Ionuț în faza în care a fost minge lungă și n-a făcut marcajul așa cum trebuie, trebuia să ieși din poartă. Lasă-i în pace, când sunt în bătaie, e teorie. Clar, n-ai jucat și de atâta timp, e greu să gândești. Deci e la bătaie unul la unul, lasă-mă în pace, stai mai bine în port. Ca și în aer, atunci tu stai în port, lasă să se bate, că mingea tot la tine vine și o culești, da? Pe faza golului 2, la mijloc nu stă bine. Un moment, ajung și acolo. Pe faza golului 2, de ce nu stă un om în bară, de ce nu stă în colțul scurt, acolo am luat un gol penibil. Ionuț, ce s-a întâmplat acolo? Nu, n-ai venit cu adversarul sau? Prea ușor l-am luat. La mijlocul terenului, cum spune Ciprian, sunt mai mulți cu unul, deci trebuie să... Unul dintre fundașilor central urcă, unul dintre atacanți trebuie să se lase, dar de multe ori. Și mijlocașul lateral vine în centru și atunci vin cu 3, uneori cu 4. Și atunci... și ăia din margine trebuie să ni se strânge. Și atunci trebuie să corect și margea și trebuie să coboare unul dintre voi cu fundașul central, cel care iese cu mingea la picior. Așa că și pe Marian, deci cele două vârfuri ale lor, ați văzut ce pressing fac la Marian în momentul când iese cu mingea, deși noi, unul dintre cele două vârfuri trebuie să coboare. Încercați să țineți mai mult mingea în posesie, încercați să nu o conduceți foarte mult. Și terenul am văzut că este înghețat și alunecat, am văzut că tot pe jos suntem. Da? Dar noi știm să pasăm, noi știm să găsim locurile unde colegul nostru este liber. Este foarte important să ținem mingea cât mai mult în posesia noastră și să găsim soluțiile clare și la timp ca să soluționăm problema. Da? Rămâne Robertin Trăiminovici, deocamdată rămânem așa, ca așezare. O să îl oblig eu pe Adi să vină un pic mai mult, stai mai mult între ei acolo, da? Ei ar trebui să vină pe rând. Pe rând? Ca să normal că pe rând. Odată vine unul, odată altul. Dacă îl blocați pe Vali urcă mereu, că dacă unde voi coborâți pe rând și îl blocați, nu mai vine în superioritatea acolo în centru. Nu încerca foarte multe diagonale. De ce? Pentru că greșim și punem pe contraatac. Eu știu că tu vezi foarte bine fața de aici până acolo, dar pregătirea noastră este așa cum este și nu dăm cum trebuie minge. Execuția este proastă. Da? Mai bine o ținem, o pasăm puțin acolo, da? Ținem puțin de ea ca să-i scoatem și după aceea să urmeze pasa peste.